Aceasta este povestea despre cum totul stătea în așteptare, totul în nemișcare, în tăcere. Totul era neauzit, iar imensitatea cerului era goală. Nu erau încă nici oameni, nici animale, nici păsări, pești, raci, arbori, pietre, peșteri, ierburi și nici păduri. Nu exista decât singur cerul. Suprafața pământului nu apăruse încă. Nu existau decât marea liniștită și imensitatea cerului. Nu se întrupase încă nimic. Nimic nu era ca să facă zgomot, nici lucru care să poată face vreo mișcare sau să se cutremure, ori să scoate vreun sunet spre înălțimi. Nu era nimic care să se ridice deasupra. Numai apa neclintită, marea singură și netedă. Nu exista nimic dăruit cu viețuire. Nemișcarea și tăcerea domneau în întuneric, în noapte. Singuri Tepeu, creatorul, și Cucumați, moderatorul. Ei, strămoșii, se aflau în apă răspândind lumină. Erau tăinuiți de pene verzi și azurii. Ei erau înțelepciunea și gândirea. Prin ei ființau cerul și inima cerurilor, căci acesta este numele Creatorului și astfel este el numit. Atunci s-a iscat cuvântul. Lumină. Au venit împreună Tepeu și Cucumați în întuneric, în noapte, și au vorbit între ei, Tepeu și Cucumați. Au cuvântat așadar, sfătuindu-se și cugetând. Au ajuns la înțelegere și au unit cuvintele și gândirea. Au tot meditat și atunci li s-a vădit cu limpezime că aveau să se ivească zorile. Și atunci trebuia să apară omul. Atunci au rânduit facerea, creșterea arborilor și alianelor, nașterea vieții și crearea omului. Va fi viață și va fi lumină. Vom face să fie și lumină și răsărit, iar omul va fi cel care va făuri hrana zeilor. Așa să se facă, apele acestea să se retragă și să lase liber spațiul, să apară pământul și să se întărească, așa să fie. Să se facă lumină în cer și pe pământ. Nu va fi glorie și măreție în ceea ce făurim, în ceea ce întrupăm, până ce nu va exista ființa umană, omul întruchipat. Așa au grăit atunci când a apărut pământul. Așa s-a petrecut cu adevărat facerea pământului. Pământ, pământ, pământ. Facerea a fost ca negura, ca norul, ca un vârtej de colb când s-au ivit din apă munții și într-o clipă au crescut înalte piscurile. Astfel s-au făcut munții și văile și într-o clipire au răsărit la suprafață chiparoșii și pinii, unii alături de alții. Și s-a umplut de bucurie Cucumați și a zis: lucrarea noastră, facerea noastră, se împlinește prin voința inimii cerului. Truda noastră, creația noastră, va trebui să fie dusă la bun sfârșit.
La început s-au făcut pământul, munții și văile. S-au împărțit cursurile de apă, apele au început să curgă slobode între piscuri și râurile s-au format printre lanțurile de munți înalți. Așa s-a înfăptuit lucrarea lor, atunci când au dus-o la capăt, după ce au cugetat și s-au gândit la îndeplinirea ei cu bună rânduială. Și Gucumaț a întrebat: o să rămână liniște și nemișcare sub copaci și sub liane? Este bine să existe cineva care să vegheze asupra lor. Așa au făcut animalele mici din munți, paznicii pădurilor, duhurile munților, cerbii, păsările, pumele, tigrii, șerpii, năpârcile, viperele, paznicii desișurilor. Tu, cerbule, vei dormi în lungile râurilor și în tufișuri. Vei sta ascuns acolo, între buruieni și ierburi. Vă veți înmulți în păduri, veți merge în patru picioare și vă veți căuta singuri hrana. Și cum au zis, așa s-a făcut. După aceea au rânduit să lase pentru păsările mici și pentru păsările mari. Voi, păsări, veți trăi în arbori și în desișurile de liane. Acolo vă veți face cuiburile, acolo vă veți înmulți și veți face să se clatine ramurile copacilor și corzile lianelor. Și fiind dusă la capăt facerea tuturor animalelor cu patru picioare și a păsărilor, li s-a spus animalelor și păsărilor de către creatorul Tepeu, de către modelatorul Gucumaț: vorbiți, țipați, ciripiți, gânguriți, chemați și dați zvon fiecare după neamul său, după firea fiecăruia. Așa li s-a spus cerbilor, păsărilor, pumelor, tigrilor și șerpilor: rostiți deci numele noastre, înălțați-ne laudă nouă, care suntem mama voastră și tatăl vostru. Invocați așadar pe creator, da, pe creator, și pe modelator, și pe modelator, pe strămoși, grăiți, pomeniți-ne numele, închinați-vă nouă. Dar strămoșii n-au reușit să le facă să scoată vorbe cu sens. Doar scheunau, șuierau, cotcodăceau, fiecare țipa în chip diferit. Când creatorul și modelatorul au văzut că nu e cu putință să grească, și-au spus între ei: nu le este posibilă rostirea, nu pot spune numele nostru al creatorilor și modelatorilor lor. Da, asta nu e bine. Și-au zis între ei strămoșii și atunci le-au vorbit astfel: vi se va schimba rostul pentru că nu ați izbutit să vorbiți. Ne-am răzgândit. Ne-am schimbat gândul. Hrana voastră, pășunea voastră, sălașele și cuiburile voastre vor fi în rovine, în păduri, pentru că nu ați reușit să vă închinați nouă și să ne invocați. Și ca să fie cine să ni se închine, vom face alte ființe care vor fi mai supuse. Iar voi vă veți urma soarta. Carnea voastră va fi măcinată și mestecată. Pentru asta ați venit pe lume. Așa trebuie să fie. Așa au glăsuit când și-au făcut cunoscută vrerea în fața animalelor mici și mari care există pe suprafața pământului. Apoi au vrut să încerce din nou. Au mai zăbăvit o vreme. Au așteptat, crezând că păsările și animalele li se vor închina și îi vor slăvi. Dar ele nu erau în stare de asemenea străduință. N-au putut să facă nimic. Din această cauză, carnea lor a fost sortită jertfirii,
și animalele care viețuiesc pe fața pământului au fost sortite să fie ucise și mâncate. De aceea a trebuit să se facă de către creator, de către modelator și de către strămoși o altă făurire. Să-l întrupeze pe om. Să mai încercăm o dată. Zorile de zi sunt aproape. Dar ce vom face ca să avem cine să ne rostească numele și să ni se închine pe pământ? Am făcut o încercare cu primele noastre zămisliri, cu primele noastre creații, dar ele nu au fost în stare să ne laude și să ne venereze. Să ne străduim, să facem niște ființe ascultătoare, care să ne hrănească și să ne pomenească. Așa au grăit. Și atunci a avut loc creația, întruparea. Din pământ, din lut, au făcut carnea omului. Dar au văzut că nu era bine. Carnea se răspândea în toate părțile, se topea. Era moale, nu avea mișcare, nu avea putere. Creatura cădea, era stângace, fără vlagă. Nu-și putea ține capul. Chipul îi se strâmba într-o parte. Ochii îi erau încețoșați și nu putea privi înapoi. La început a bolborosit vorbe, dar ele nu aveau înțeles. S-a muiat repede din pricina apei și nu s-a mai putut ține pe picioare. Atunci, creatorul și modelatorul și-au spus: Nu va putea merge și nici nu se va putea înmulți. Da, trebuie să ne sfătuim în legătură cu asta. Fără zăbavă au stricat și au distrus lucrarea, creatura lor. Și-au zis: cum să-i facem desăvârșiți pe aceia care ne vor slăvi din inimă, care ne vor invoca? Păi să ne spună vrăjitorii ghicitorii, Ixpiacoc și Ixmucane, care sunt bunicul și bunica zorilor, ai zilei. Veniți deci la sfat, strămoșilor, bunică și bunicule. Vorbiți între voi. Faceți în așa fel încât omul pe care îl vom modela să ne pomenească numele, să ne aducă hrana, omul pe care îl vom întrupa, omul muritor, să ni se închine și să-și amintească de noi. Faceți să fie așa. Descântați și deslușiți soarta în boabele voastre de porumb și de țite. Să se vadă în bobii voștri dacă nu ar trebui să lucrăm și să cioplim gura lor și ochii lor din lemn. Așa li s-a spus prezicătorilor, iar ei au cercetat sorții în bobii de porumb și țite. Ixpiacoc, strămoșul care dădea în bobii de țite, și prea bătrâna Ixmucane și-au început prezicerea. Soartă! Creatură! Soartă! Creatură! Creatură! Soartă! Vrem să știm dacă omul pe care îl vom întrupa din lemn va fi acela care ne va pomeni și ne va slăvi după apariția zorilor, la ivirea luminii. Voi, boabe de țite, așterneți-vă, stați unul lângă altul, adunați-vă, creatură. Voi, boabe de porumb, răspândiți-vă, deslușiți-ne sorții, soartă. Fiind durătoare inima a cerului, ajută-i pe Tepeu și Gucumaț. Apoi au grăit și au rostit adevărul. Păpușile voastre din lemn vor fi bine făcute. Vor arăta ca oamenii. Vor vorbi precum oamenii. Și vor umple fața pământului. Da. Așa să fie. Așa să fie.
Și în aceeași clipă au fost cioplite păpușile din lemn. Semănau cu omul, vorbeau ca oamenii și au umplut pământul. Trăiau și se mulțeau, aveau fiice și aveau fii păpușile de lemn, dar nu aveau suflet, nici înțelegere. Nu își aminteau de creatorul lor, nici de modelatorul lor. Păpușile de lemn umblă fără niciun rost. Sunt ca bezmeticii. Ei nu știu nimic și nu vor nimic. Tepeu și Gucumații contemplau cu prea puțină mulțumire. Oameni de lemn! Oameni de lemn! Sărmani, nu sunt decât o încercare, un fel de probă de a face oameni. La început știau să grăiască. Băiguiau vorbe, dar chipurile lor erau lipsite de orice sentiment. Acum au uitat să cuvânteze. Fața le e uscată, picioarele și mâinile lor nu au sânge, nu au substanță, nici umor, nici grăsime. Obrajii lor sunt uscați, uscate picioarele și mâinile lor. Galbenă și fărâmicioasă este carnea lor. Nu se mai gândesc la creator și nici la modelator, la cei care le-au dat ființarea și le poartă de grijă. Aceștia au fost primii oameni care au trăit în număr mare pe fața pământului. Să fie imediat distruși și zdrobiți oamenii de lemn. Să fie dați morții. Nu cugetă. Nu vorbesc cu creatorul și modelatorul lor. Pentru ce, dar, au fost făuriți și creați? Să fie așadar nimiciți. Să fie nimiciți. O năvală de ape s-a dezlănțuit din porunca inimii cerului. S-a făcut un potop mare care a căzut peste capetele oamenilor de lemn. Din ceruri s-a revărsat o mare de rășină. Pasărea numită Secotcovac s-a năpustit asupra lor și le-a scos ochii. A venit Camalot și le-a tăiat capetele. Și a venit tigrul numit Coț Balam, care le-a sfâșiat carnea. Iar Tucu Balam le-a frânt oasele și tendoanele, le-a pisat și le-a măcinat scheletele. Pedeapsă! 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 Și toate acestea s-au petrecut ca pedeapsă, pentru că nu s-au gândit la mama lor și la tatăl lor, la inima cerului numit Uracan. Din această cauză s-a întunecat fața pământului și a început o ploaie neagră, care a căzut pe pământ zile și nopți în șir. Și s-au sculat atunci animalele mici și animalele mari, și țărușii și pietrele și-au început să-i lovească. Și-au început toate să vorbească. Urcioarele, străchinile, vasele, oalele, câinii, pietrele de râșnit, toate s-au răsculat și-au început să-i zbească în cap. Ne-ați făcut mult rău. Ne-ați bătut. Ne-ați mâncat. Și acum noi vă vom omorî. Și acum noi vă vom omorî. Și acum noi vă vom omorî. Le-au zis câinilor și păsările lor domestice. Iar pietrele de râșnit scrâșneau. Am fost chinuită necontenit pe voi. Toată ziua, bună ziua, din zori până noapte. Capetele noastre răsunau de bătaia voastră. Făceau necontenit. Uprup, 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 uprup. Greu tribut v-am plătit. Dar acum, când nu mai sunteți oameni, veți simți pe pielea voastră ce putere avem! Bucăți, bucățele, praf și pulbere vom face din carnea voastră! Praf și pulbere vom face din carnea voastră! Și iată-i pe câinilor că au început să grăiască. De ce nu ne dădeați de mâncare? Noi stăteam și ne uitam cum mâncați, iar voi ne alungați! Și asvârleați în noi cu tăciuni. Aveați veșnic la îndemână un ciumag ca să dați noi în timp ce voi vă îmbuibați. Așa v-ați purtat cu noi. Rar ne-ați aruncat vreo vorbă. Poate că nu o să vă ucidem acum, dar de ce nu ați cugetat măcar la propria voastră soartă? Acum o să vă sfâșiem.
O să vedeți și voi ce colți ascuțiți avem! O să vă devorăm! O să vă devorăm! Așa le-au spus câinii și au mușcat de chipuri. Și străchinile și oalele lor au grăit așa. Nu ne-ați adus decât durere și suferință. Da, gura noastră și fața noastră au fost întotdeauna negre de funingine. Ne puneați pe foc. Da. Și ne ardeați de parcă pe noi nu ne-ar fi durut. Da, acum e rândul nostru să vă perpelim. Acum e rândul nostru să vă perpelim. Da. Au spus oalele și le-au pârjolit fețele. Pietrele din vatra focului au sărit drept în capetele lor, lovindu-i. Pepeu și Gucumaț îi priveau din locurile lor. Alergă în toate părțile. Sunt înnebuniți, disperați, oamenii de lemn. Se urcă pe casele lor, dar casele se aruncă la pământ. Se prăbușesc, caută să se urce în copaci și copacii îi aruncă departe. Vor să se ascundă în peșteri, dar peșterile nu îi primesc. Așa a fost sfârșitul acelor oameni care fusese răciopliți și întrupați din lemn. Acelor oameni făcuți pentru a fi distruși și nimiciți. Gurile și fețele tuturor au fost fărâmate. Și se spune că urmașii lor sunt maimuțele care trăiesc azi în păduri. De aceea maimuțele se aseamănă cu omul și au rămas ca dovada unui neam de oameni care erau doar păpuși cioplite din lemn. Pe atunci existau cerul și pământul, dar fețele soarelui și ale lunii erau acoperite. Stelele nu apăruseră încă. Din cer se filtra o lumină blândă, îngânându-se cu noaptea. Tepeu și Gucumaț, creatorul și modelatorul, iar au meditat și s-au sfătuit și au hotărât că omul trebuia să fie făcut. Zorile se vor arăta. Hai să desăvârșim lucrarea. Hai să îi întrupăm pe aceia care ne vor hrăni și ne vor slăvi. Să apară pe pământ omul, omenirea. Omul, omul, omul. Astfel au vorbit și s-au pus la sfat în întuneric, în noapte. Au meditat și au tot discutat și iar s-au sfătuit și s-au tot gândit. Încetul cu încetul au descoperit din ce trebuia să fie făcută carnea omului. Din ce putea fi omul întrupat. Soarele trebuie să apară. Soarele! Înainte, omul. El ne va hrăni, ne va invoca, ni se va închina. Omul, omul, omul. Da, dar din ce să se facă omul? Descoperim, găsim. Da, da. Ne gândim. Nu mai rămânea mult până la apariția soarelui, a lunii și a stelelor deasupra creatorului și a modelatorului. Din ținutul Paxil, din Cajala, cum se numea pe atunci, au fost aduși știuleții galbeni de porumb și știuleții albi de porumb. Iată numele animalelor care au adus hrana. Iac, pisica de munte sau râsul, Utiu, coyotul, Chel, micul papagal și Hoh, corbul. Cei patru le-au dat veste despre porumbul galben și porumbul alb și le-au spus că puteau merge la Paxil. Și tot ei le-au arătat drumul care ducea spre ținutul acela.
Astfel ei au găsit plămada și din ea a fost făcută carnea omului modelat și întrupat. Acesta a fost sângele lui. Din acest sânge a fost omul creat. Este felul în care porumbul a intrat în plămădirea omului prin lucrarea strămoșilor. Paxil, Cajala, locuri frumoase. Porumb galben, porumb alb, abundență. Cartofi, cacao, miere, mango, papaya, sapotes, matasanos. Hrană multă, hrană aleasă. Mulțumire vouă, animale care ne-ați condus la Paxil și Cajala. Mulțumire vouă. Și atunci, Ikshmukane, bunica zorilor, a pisat porumbul galben și porumbul alb și a făcut 9 licori și din această plămadă aleasă s-au făurit vlaga și carnea omului. Prin ea, omul a dobândit mușchi și putere. Astfel, au fost creați primitați. 4 bărbați au fost întrupați numai și numai din cocă de porumb. Se spune că ei au fost făcuți și plămădiți. N-au avut mamă și n-au avut tată. Erau numiți doar bărbați. Nu s-au născut din femei și nu au fost zămisliți de creator și modelator, de strămoși, de tepeu și gucumați. Primitați, 4 bărbați, întrupați, întrupați, cocă de porumb. Miracol. Magie. Magie, magie. Da, da, miracol. Miracol, miracol. Magie. Miracol. Miracol. Magie. Doar bărbați întrupați. Ei au fost creați și întrupați ca prin minune, prin incantații magice. Și acum aveau înfățișare de oameni. Erau oameni. Vorbeau, se înțelegeau între ei, vedeau și ascultau, mergeau, puteau apuca lucrurile. Erau oameni buni și frumoși, cu înfățișare bărbătească. Bărbați, întrupați. Au fost înzestrați cu inteligență. Vedeau. Și vederea lor s-a lărgit, încât au ajuns să cunoască toate câte sunt în lume. Când priveau, vedeau în aceeași clipă toate din prejurul lor și puteau admira în jurul lor bolta cerului și fața pământului. Vedeau toate lucrurile ascunse de departe, fără să fi fost nevoie ca mai întâi să se miște. Vedeau lumea într-o clipită și o vedeau chiar din locul în care se aflau. Înțelepciunea lor era mare. Privirile lor ajungeau să deslușească pădurile, stâncile, lacurile, mările, munții și văile. Într-adevăr, erau oameni demni de toată lauda. Atunci, creatorul și modelatorul i-au întrebat: ce gândiți voi despre situația voastră? Vă lipsește ceva? Nu vedeți? Nu auziți? Nu vă convine cumva felul vostru de a vorbi ori de a păși? Priviți împrejur. Contemplați lumea și vedeți de apar munții și văile. Încercați așadar să vedeți. Așa le-au spus tepeu și gucumați primilor 4 oameni. Și ei, doar într-o clipă, au și terminat să vadă tot ce era în lume. Au adus mulțumiri creatorului și modelatorului. Vă suntem recunoscători îndoit și întreit. Am fost creați. Ne-au fost date o gură și o înfățișare. Vorbim,
Auzim, gândim și umblăm. Avem simțuri desăvârșite și știm ce este departe și ce este aproape. Vedem toate lucrurile mari și mici din cer și de pe pământ. Vă slăvim, deci, pentru că ne-ați întrupat, o creatorule și modelatorule, pentru că ne-ați dat suflare străbunilor. Au zis ei, mulțumind pentru facerea și plămădirea lor. Erau dăruiți cu puterea de a cunoaște totul și puteau cerceta cele patru colțuri și cele patru laturi ale bolții cerului și rotunjimea suprafeței pământului. Dar creatorul și modelatorul nu i-au ascultat cu plăcere și s-au pus la sfat. Ceea ce glăsuiesc creațiile noastre, întrupările noastre, nu este bun lucru. Știu toate cele, și în mare și în mic. Nu e bine. Dar ce să facem cu ei? Vederea lor să nu mai deosebească decât ceea ce este aproape. Să deslușească numai o mică parte din fața pământului. Da, nu e bine să știi atât de multe. Sunt sau nu sunt ei creaturile noastre, rodul trudei noastre? Cum să fie și ei zei? Ce va fi dacă n-or să procreeze și n-or să se înmulțească la apariția zorilor, când va răsări soarele? Oare nu se vor socoti egali cu noi, creatorii lor, care cuprindem depărtările dintr-o privire și știm și vedem totul? Așa s-au sfătuit inima cerurilor, Ișpiacoc, Ișmucane, strămoșii, creatorul și modelatorul. De îndată au schimbat alcătuirea afacerilor lor, a creațiilor lor. Încețoșare, ascunde, încețoșare. Inima cerurilor le-a pus un fel de ceață pe ochi și vederea li s-a împânjenit ca atunci când se aburește fața unei oglinzi. Ochii lor s-au acoperit cu un văl și acum deslușeau limpede numai ceea ce era în apropierea lor. Așa au fost destrămate înțelepciunea de la început și toate puterile și cunoștințele celor patru oameni, cei aflați la obârșia și începutul neamului Chice. Așa au fost creați și întrupați bunicii noștri, tații noștri, de către inima cerului, de către creator și modelator. După aceea au căpătat ființare nevestelor. Au fost create femeile lor. Le-a făcut cu mare grijă Dumnezeu însuși. Și așa, în timpul somnului, au ajuns lângă cei patru bărbați, Balam Chitse, Balam Acab, Manucutah și Ichibalam, femeile lor dăruite cu frumusețe. Oh, minune a minunilor! Oh, bucurie a bucuriilor! Oh, frumuseți neprețuite! Femeile lor se aflau lângă ei când s-au trezit și inimile le s-au umplut de bucurie la vederea lor. Ele i-au zămislit pe oameni, triburile mici și pe cele mari, și așa a apărut seminția noastră, neamul Chice. Au fost făcuți mulți oameni și ei se mulțeau în întuneric. Nu se născuse încă soarele și nu se făcuse lumină pe pământ când ei se tot înmulțeau. Trăiau uniți cu toții, erau un număr mare și au plecat să-și facă așezări la răsărit. Acolo au fost mulți oameni negri și oameni albi, oameni de toate soiurile, care vorbeau în graiuri pe care ți era drag să le auzi. Pe lume existau și neamuri, popoare, care nu apăreau la vedere, nu aveau case, ci rătăceau prin cuprinsuri pădurilor, la întâmplare. Așteptau să răsară soarele. Limba tuturora era una și aceeași. Nu proslăveau lemnul sau piatra și țineau minte cuvântul creatorului și modelatorului,
al inimii cerului, al lui Huracan. Dumnezeule, care ești în cer și pe pământ. Vorbeau și așteptau să se facă ziua și înălțau rugi spre cer acei credincioși întru cuvântul Domnului, iubitori, supuși și temători, ridicând fețele spre înalt când cereau fiice și fii. Dumnezeule care ești în cer și pe pământ, inima cerului, inima a pământului, pleacă-ți privirea asupra noastră, ascultă-ne rugăciunile. Nu ne părăsi, Doamne, care-ți desăvârșești lucrarea pe cer și pe pământ. Dă-ne nouă urmași, ca să dăinuie neamul omenesc atâta timp cât soarele își va străbate drumul și va fi lumină. Fă să apară zorile, să se facă ziua. Dă-ne nouă cărări bune, cărări netede. Fie ca popoarele să se bucure de pace, multă pace, și să fie fericite. Și dă-ne nouă viață bună și ființare cu folos. Fă să se facă ziua. Fă să vină zorile. Fă să se facă ziua. Fă să se facă ziua. Fă să vină zorile. Așa cuvântau în timp ce știau că ziua va veni și se rugau pentru răsăritul soarelui, pentru sosirea zorilor. În timpul acesta contemplau luceafărul de ziua, marea stea care vestește soarele, care aprinde bolta cerului și fața pământului și luminează pașii oamenilor făcuți și întrupați. Așteptăm să se crape de ziua. Să așteptăm să se crape de ziua. Așa spuneau primii noștri tați, cei întrupați iar nu născuți, și inimile lor obosiseră tot așteptând să apară soarele. Neamuri de tot felul, popoare, preoți și sacrificatori se înmulțiseră între timp. Tohil. Nu ne simțim bine. Suntem mulți, dar însingurați. Să mergem. Nu. Să ne ducem în căutarea însemnelor neamului nostru. Starea de acum arată că nimeni nu mai veghează asupra noastră. Aproape că uitasem și ne-am amintit. Creatorul și modelatorul nostru ne-au dat un zeu. Pe Tohil. Tohil. Am uitat de Tohil. L-am lăsat deoparte din negândire. Tohil. Ne este frig și ne este rău. O să-l căutăm fără zăbavă pe Tohil, să ne închinăm lui care vine de la inima cerului, de la creator, de la modelator. Așa au glăsuit cei patru bărbați și s-au dus într-un loc, Tulan, pe numele său, ca să-și întâmpine zeul. Toți au plecat după ei într-acolo și erau atât de mulți încât nu puteau fi numărați, dar se deplasau în ordine desăvârșită. Acolo, la Tulan, s-a dovedit că toate familiile din neamul Chice aveau un zeu care purta același nume, Tohil. De aceea, aceste familii nu s-au despărțit. Tohil. Am ajuns acolo unde am dorit. Am descoperit ceea ce am căutat. Te-am găsit. Am regăsit prin tine legătura cu creatorul și modelatorul nostru, cu inima cerului. Tohil, te cinstim. Te slăvim. Suntem ai tăi și numai ai tăi. Te pomenim în rugile noastre.
iar zeul îi auzea, îi vedea și se bucura de sacrificiile și hrana care îi se aduceau. Tohil le-a dat tot pe atunci acelora care erau din neamurile Chice focul. Oamenii s-au încălzit și erau mulțumiți și recunoscători inimii cerului și zeului care le vedea pașii. Au mai sosit acolo, la Tulan, și neamurile cunoscute sub numele Jaki. Și acolo s-a întâmplat că nu s-au mai putut înțelege unii cu alții pentru că limbile lor s-au schimbat. Ei purtau ca singură îmbrăcăminte piei de animale. Erau săraci, nu aveau de niciunele, dar erau bărbați de stirpe nobilă, demn de admirație. Bătuseră un drum foarte lung ca să ajungă acolo, dar cei din neamurile Jaki nu aveau focul și plângeau după el. Focul! 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 Numai neamurile care îi se închinau lui Tohil aveau focul. El crease prima oară focul pentru aceștia. Nu se mai știe în ce fel apăruse focul, dar Balam Chiței și Balam Acab îl zăriseră ca din senin. Neamul Jaki plângea. Oh, noi nu avem focul. Vom muri de frig. Tohil! Tohil! Zeul Tohil i-a auzit și le-a vorbit. Nu veți mai pătimi multă vreme. Nu fiți îngrijorați. Purtați-vă cum se cuvine. Invocați-mă, iubiți-mă. Al vostru va fi focul despre care se spune că a fost pierdut. Bucurie! Bucurie, da! Focul pierdut! Focul pierdut! Va fi al vostru focul despre care se povestește că s-a pierdut. Va fi. Și salvarea noastră. Tu, zeul nostru. Vorbele lor au fost auzite și primite de Tohil cu plăcere. De aceea le-a mai răspuns. Bine, așa să fie. Sunt zeul vostru, trimisul inimii cerului, al creatorului și modelatorului, și astfel să rămână. De îndată ce Tohil le-a vorbit preoților și sacrificatorilor, neamurile de oameni Jaki au primit focul pierdut și toți au fost cuprinși de o mare bucurie. Focul ardea binefăcător, iar triburile se încălzeau la flăcări, când, dintr-o dată, a început să cadă o ploaie cu picături mari și dese. Ascundeți focul! Păziți-l! Ascundeți focul! Aveți grijă de foc! Păziți focul! Aveți grijă de foc! Păziți focul! Ascundeți focul! Păziți-l! Au încercat oamenii, și aceia din neamul Chice și aceia din neamul Jaki, să apere focul binefăcător. Dar el a fost stins până la urmă de ploaia nemiloasă. Acum oamenii tremurau, înghețau, frigul mușca din carnea lor, iar Balam Chice, Balam Acab, Manucutac și Ichibalam s-au dus și s-au rugat din nou lui Tohil. Tohil, mângâierea și binecuvântarea noastră, fii bun cu noi! Ascultă-ne ruga! Noi suntem ai tăi, nu mai avem nicio scânteie! Focul s-a stins! Vom muri de frig! Dă-ne tu focul înapoi, Tohil! 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 Bine, bine, nu vă mai faceți griji. Astfel a răspuns zeul și le-a dat de îndată focul. Tohil s-a răsucit pe un picior și focul a apărut sub piciorul lui. Cei patru bărbați au luat focul și l-au dus fericiți și recunoscători neamului lor, Chice, iar oamenii au făcut căldură și au mulțumit lui Tohil pentru marea lui bunătate. Dar, tot acum, au rămas fără foc și celelalte neamuri.
și nu mai puteau îndura frigul, înghețul. Tremurau din toate încheieturile și dințile clănțăneau în gură. Picioarele și mâinile nu-i mai ascultau. Înțepeneau în întuneric, în noapte. Uitaseră cu totul de Tohil. Nu mai știau nimic de inima cerului, nici de creator și modelator. Și-au vorbit între ei oamenii Jackie să se ducă la neamul Chice să ceară focul și pentru ei. Nu este bine să cerșim de la alții. Dar e mai rău dacă vom pieri, vom îngheța pentru totdeauna. Da, da, bine, da, 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 da. Să mergem la Balam Chitse, Balam Acab, Manukutah și Iki Balam. Da, da, de ce să ne fie rușine? Nu vrem să murim de frig. Au plecat hotărâți până în locurile unde se aflau triburile Chice și i-au rugat pe primii patru bărbați făcuți prin magie și nu născuți. Nu ne rușinăm, Balam Chitse, Balam Acab, Manukutah și Iki Balam, să venim în fața voastră și să vă rugăm să ne dați o fărâmă din focul vostru. Am avut focul pierdut, dar ploaia cu noroi ni l-a stins. Dați-ne focul, pentru că nu vrem să murim, ci cereți-ne orice vreți pentru foc. Dar vorbele lor au răsunat degeaba. Se uitau rugător la bărbații din neamul Chice și așteptau un răspuns, dar acesta nu venea. Iar oamenii îi priveau cu nedumerire. Balam Chitse, Balam Acab, Manukutah și Iki Balam au văzut cum tristețea se așternea pe chipul lor și i-au întrebat ce doreau. Atunci au înțeles că vorbeau în altă limbă, că graiul lor se schimbase. Vai, vai, vai de noi și de soarta noastră! Ce-am făcut? Suntem pierduți pentru că nu mai vorbim aceeași limbă. Vai, când am sosit în aceste locuri la Tulan, aveam un singur fel de a vorbi și puteam să ne înțelegem. Am fost creați și am crescut la fel și unii și alții. Am făcut un lucru foarte rău, părăsindu-ne limba și credința de la început. Așa vorbeau și se căinau oamenii care își duceau viața prin păduri, pe sub copaci, printre liane. Atunci a apărut ca din senin un mesager. Avea aripi la fel ca aripile liliacului, acel mesager. Și el li s-a adresat bărbaților din neamurile Chice. Acesta este adevărul adevărat. Adevărul pe care neamurile Jackie nu-l mai știu. Focul vă vine de la Dumnezeu, inima cerului. El este mângâierea voastră. Și mai este felul în care vi s-a arătat că nu sunteți uitați de Creatorul și de modelatorul vostru. Ei m-au trimis la voi, Creatorul și modelatorul. De aceea nu le dați oamenilor Jackie ceea ce vă cer, focul. Nu aveți nevoie să primiți daruri de la ei. Ca să le dați focul, ei trebuie să-i facă rugi și jertfe lui Tohil. Pe Tohil întrebați-l ce vrea să-i se dea pentru a primi focul. Eu sunt trimisul Creatorului și modelatorului vostru. Așa a găsuit spre ei mesagerul cu aripi de liliac, spre bucuria celor patru bărbați și a lui Tohil. Apoi a dispărut dintr-o dată. Întreba pe Tohil, el ne va răspunde și ne vom întoarce cu răspunsul. Vom întreba pe Tohil, el ne va răspunde și ne vom întreba cu răspunsul. Pe Tohil, el ne va răspunde. Pe Tohil și ne vom întoarce cu răspunsul. El ne va răspunde și ne vom întoarce cu răspunsul. Balam Chitse, Balam Acab, Manukutah și Iki Balam nu au mai zăbovit o clipă și s-au dus și au vorbit zeului.
Tohil. Trebuie să dea în schimb. Trebuie să dea în schimb. Trebuie să dea în schimb. Să pentru a cere focul. Tohil. Ce trebuie să dea în schimb neamurile care au sosit pentru a cere focul. Așa. Vor focul pe care l-au avut de la mine înainte de ploaia de noroi? Vor focul? Dar nu mi-au adus niciodată prin oasele lor. Nu m-au invocat, nu mi s-au rugat, nu m-au adorat. Doresc ei oare să fie cu inimile și cu trupurile ai mei? Vor ei să fie numai ai mei? Dacă nu vor, nu vor avea focul. Așa să le spuneți. Balam Chitse, Balam Acab, Manucutah și Ichibalam i-au spus totul mesagerului. Iar acesta le-a cerut oamenilor din neamul Jackie să chibzuiască la alegerea pe care o aveau de făcut. Ei nu au întârziat să se hotărască. Vrem focul și se va face după voința lui Tohil. Vom fi ai lui, îl vom hrăni și vom face sacrificii pentru el și îl vom invoca. Atunci au primit focul, s-au încălzit și au scăpat cu viață. Au existat și alte neamuri care nu au primit să îi se supună lui Tohil, zeul, și au furat focul, furișându-se prin fum. Acești oameni făceau parte din ramura Soțil și ei nu au vrut să-și sacrifice inimile din piepturi, nu au vrut să îi se închine lui Tohil. De aceea au pierdut toate luptele și au fost supuși sau nimiciți. Acolo, la Tulan, Balam Chitse, Balam Acab, Manucutah și Ichibalam au fost cei mai puternici fără a se strădui. Dar nu mai era hrană de niciun fel și ei posteau neîncetat. Nu se mai știe în ce fel au traversat ei marea în întuneric, în noapte, până la muntele numit Chipixab. Se spune că marea s-a împărțit în două și astfel ei au putut să o treacă de parcă apa nu ar fi existat. Necazurile, suferința, durerile ne-au năpădit. Am venit de foarte departe, de dincolo de mare, dar nu mai avem nicio bucurie. De ce a trebuit să părăsim ținuturile în care trăiam în armonie? De-ar veni zorile de s-ar face ziua. De-ar veni zorile de s-ar face ziua. De-ar veni zorile de s-ar face ziua. Așa glăsuiau cu tristețe, cu disperare, cu durere, iar inimile le băteau de să le spargă piepturile în așteptarea soarelui. Mai rămăsese foarte puțin până la răsăritul soarelui deasupra străbunilor și părinților noștri. Balam Chitse, Balam Acab, Manucutah și Ichibalam au fost foarte fericiți când s-a înălțat pe cer steaua dimineții ca să-i croiască drum soarelui. Tămâia! 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 Ei au scos imediat tămâia pe care o aduseseră cu ei ca să o ardă la răsăritul soarelui. Aprindeți tămâia prețioasă, cântați, dansați, înălțați ruși de mulțumire. Priviți! Apare soarele! Apare soarele! Apare soarele! Soarele! Apare soarele! Și chiar atunci s-a ivit soarele. Oh, Tohil, îți mulțumim! Tohil, îți mulțumim! Creatorule și modelatorule, străbunilor, uracan, inima cerului, vă suntem recunoscători pentru apariția zorilor. Nu avem cuvinte pentru a răsplăti bunătatea voastră, a acelora care au prevestit ziua și au făcut-o să vină. Aflați adevărul adevărat. Aceștia vor fi munții noștri și văile noastre. Noi suntem zeii voștri. Mare va fi averea noastră și numeroși vor fi urmașii noștri prin truda voastră a tuturor oamenilor.
sub stăpânirea voastră vor fi toate triburile, iar noi vă vom însoți în lucrările voastre. Să aveți grijă de orașele voastre, iar noi vă vom da învățămintele de care aveți nevoie. Așa a glăsuit zeul către ei, spre bucuria lor. Pe bolta cerului, soarele încălzea cu putere. Era acest soare frumos, cu binefăcătoarea lui căldură, cu lumina care ne răsfață și astăzi pe noi muritorii, încrezători în Dumnezeul care este inima cerului. Ați ascultat Facerea Lumii, o legendă din Popol Vuh, Cartea Sacră a Vechilor Maiași. Traducerea Sanda Socoliuc. Adaptarea radiofonică Atila Wiesauer. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Stelian Stancu. Zeul Tepeu George Mihăiță. Zeul Gucumaț Valentin Teodosiu. Ixmucane Rodica Mandache. Ixpiacoc Sorin Gheorghiu. Zeul Tohil Doru Ana. Bărbații Chice Ionuț Chivu, Mihai Bisericanu și Mircea Constantinescu. Bărbații Jacky, Florin Anton și Petre Nicolae. Oalele, Delia Nartea și Liliana Pană. Pietrele, Virginia Rogin și Luminița Erga. Păsările de curte și câinii, Violeta Berbiuc, Mircea Constantinescu și Vlad Ivanov. Mesagerul, Ștefan Velniciuc. Asistența tehnică Dana Lupu. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător Sanda Socoliuc. Regia artistică Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2007. Spectacol realizat cu sprijinul Ambasadei Mexicului în România.